Dacă vi se pare că pătura aceasta care acoperă copilul în întregime are ochi, ei bine, este un Newfoundland și acestea sunt 5 lucruri pe care nu le știi despre el. Numele îi vine de la insula Newfoundland, care este o insulă de pe coasta de est a Canadei. Nu foarte original, dar măcar e clar. Și pentru că Newfoundland este o insulă înconjurată de apele înghețate ale Oceanului Atlantic, nu o să vină ca o surpriză faptul că sunt foarte buni notători și în apă rece. Tocmai de aceea, scopul lor inițial a fost acela de câini de salvare pentru bărcile pescarilor. Unul din motivele pentru care sunt atât de buni notători este că au lăbuțele parțial palmate exact ca rățuștele. Adoră să mănânce, gândiți-vă că în primul an de viață pot ajunge și la 45 de kilograme, deci pregătiți-vă pentru un buget serios la mâncare. Extrem de loial, nu vor ezita să se pună între stăpâni și pericol pentru a-l proteja. Cam asta ar fi una din pozițiile lor preferate, deși sunt câini liniștiți, trebuie să le asigurați și mișcare pentru a evita obezitatea. Înlocuiesc bine copiii de mici la tenis, trebuie însă să le asigurați și periatul de care au nevoie. Autorul lui Peter Pan a fost inspirat de Terra Nova pe care l-avea pentru a o crea pe Nana, Dădaca din Peter Pan. Falu și șer pentru alte rase de câini.